один ревидер с ее боят. Deci cât erați în procedură de divorț, băiatul era când la mama, când la tata, da? Divorț, da, după divorț. Până s-a stabilit domiciliu. Până la domiciliu. Eu nu mă schimtare ca să eu copilul să stăiesc la mință la dânsă. Păi, credeam și eu mai bine cu mama. Să ai bani de părinți. Da. Și când am văzut că nu pune evidimente să-mi văd copilul, a fost nevoie să mă stabilez la protecție familiei. Să fac orar grafic de întrevedere, o zi, o săptămână. Și atunci a fost încălcat câteva ori. Mă duceam și ori mă nu ne cuvinte cenzurate, ori să iei la batare, chestii și lesele de video, care au fost demonstrat să nu judecată. După să fac o întocmință, procesul verbal pe organism cel grav. Și-o plătit amendă? Sigur că plătit. Nu, plătit. Păi este lesele de video. Și băiat, nu pot să, nici pot să spui că lăsa nopțile de simplu și e pleca, nu știu unde, și din o gradă nu mă mai scotie. Sau când ne ducem haine, sau bătea cu haine care e lui, lua, fim sincer. Dar pe urma noaptea și știi și... Da, da, ia în diavol, ca să pământ, cum ai? Dar trăiți aproape în unghien, nu foarte departe unul de altul. Ar putea copilul să fie când cu mama, când cu tata? Nu, sunt vreo 4 km. Distanță mare. Da, poate mintea e meu, e donare, și nu are de să o luat, când așa poate să o luat. N-am unic împotrivă. Și în rest, dacă mă vedeți, pot să-ți plângă că e vreo să bați jocul dânsul. În cazul ăsta, aminți rămâne.